Ansamblul monumental Curtea Domnească, în colaborare cu un producător renumit, a lansat în prima zi a lunii decembrie vinul Princeps Valahie. Evenimentul a avut loc joi la beciul Petru Cercel, din cadrul complexului muzeal, reunind numeroase personalități ale județului. Produsul continuă promovarea brandului Turnul Chindiei, înregistrat la OSIM, la doar 3 luni de la apariția ciocolatei cu aceeași denumire, care se bucură de un mare succes. Cu ocazia lansării unui nou produs, un produs deosebit pe care noi îl doream și care sper eu să fie folosit pentru a promova și mai bine ansamblul monumental Curtea Domnească. Despre vin vă pot spune că este al doilea produs după ce am înregistrat Turnul Chindiei ca marcă la OSIM. Ne-am gândit că poate fi un produs care să promoveze Curtea Domnească, Turnul Chindiei și Târgoviștea, de ce nu? Pe sticlă scrie Princeps Valahie, iar pe contraetichetă există o scurtă poveste legată de doi voievozi emblematici pentru neamul românesc. Princeps Valahie este un produs din soiul Shiraz, din care se obține vinul roșu cu un gust puternic și parfumat. Noi am ales un strugur aparte din istoria lumii și anume Shiraz, fiind cel mai condimentat strugure roșu și de asemenea cea mai bună asociere cu partea de ciocolată, pentru că a vă dat dumneavoastră consumatorilor finali, edililor localității, puterea de și totodată a vă da asocierea perfectă. Noi l-am luat în pepiniera noastră undeva în anii 1995-2000, în momentul în care am plantat vița de vie, iar în momentul de față vrem să-l dăm către consumatorul final pentru a-i arăta ce înseamnă siracul, condiment, picant și asociere deosebită cu ciocolata. Momentul mult așteptat de cei prezenți la eveniment a fost degustarea produsului. La ediție 240. Ieși. Vreau să fie picant. Asta e chestia. Cine e prima? Ce înseamnă cu amul? La Mulțea România, în oracele 33 de voievozi. Vinul Princeps Valahie va fi comercializat numai de la magazinul de suveniruri de la ansamblul monumental Curtea Domnească la prețul de 26 de lei.